Bine ați venit, oamenilor, astăzi am să jucăm ceva mai special ca de obicei, adică... Exact cum spuneam! Stai că s-ar putea să nu mă poți vedea. Mai bine? Am văzut peste tot comentariile astea cu șoacă în pizda, mă, zi asta, 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 asta. Ce i-am zis să încercăm? Jocuri de căcat cu Alpaca Legion. Eee, Wreck Your Box 2. Am zis box? Da, chiar am zis box. Știți că am jucat? Dacă nu știți, căutați. Am căutat eu la mine singur pe canal jocuri pe care am mai jucat să văd dacă au continuări. Și Wreck Your Box am terminat partea 1. Mai e partea a doua și nu știu dacă mai sunt și altele, dar probabil nu mai sunt. De fapt, nici prima nu cred că am jucat. Am jucat chestia aia cu... nevasta sau, în fine, Wake Your Ex sau ce-am genul ăsta. Dar, până atunci îl vom juca pe ăsta. Dacă vrei să vedeți și partea întâi, ceea ce sună... Dar numai eu fac astea, joc partea a doua și după aia partea întâi. Doar dați mesaj și o să fiu cea gen... șmecher. Dar cred că partea asta e gen prima, numai că e evoluată. Deci, nu cred că are sens să joci pe prima dacă joci pe asta, deci sunt un geniu, mulțumesc foarte mult. Suși pula, ce dracu' e de la mine? O să apăs pe chestii? Te strivește, poate. Te rog frumos, strivește-l. E presă hidraulică, mă! E fix trend pe YouTube. Ce te plângi atât? Uite ce frumos a murit. Ok, am curățat tot. Hai să bagă apă. Ok, fute... Mă gândeam că bagă apă în gură până, știi, explodează sau ceva. Dar aparent... Sau, poate chiar asta face. S-a mort tu că sunt geniu. Nu știu cum ghicesc chestia asta, efectiv, sunt prea bun. Cred că e foarte evident și doar îmi dau seama. I-a băgat apă în gură până... S-a făcut sânge tot. Ăsta a fost Isus. Sânge la apă s-a făcut. Stai, era pe los. Reverse Isus. Ok. Aia a fost apa, haina asta aparent e useless. Spune că-ți bag capul, da. Spune că-ți bag... S-a transformat într-o bombă nucleară! Bele se sfag, numai că bomba nucleară sigur te ajunge și pe tine. N-ai cum să zbori atât de sus că să nu te ajungă. Nu cred că să sfoci, plus că era cam gol. Avem două sertare și l-am lăsat până de sus, sper. A, dracu, prietenul meu numărul 1! Întrebarea mea e ce caută în dulap. Bine, sertar, sau ce pizda mă să e. Asta e muzică din Tom și Jerry, direct. Perfect, uite ce frumos e. Ce frumos. Copii, dacă faceți chestii rele, uite aici ajungeți. Să vă luați șuturii cu aia de la dragi. Nu, o să ajungeți să regretați că v-ați pus întrebarea asta. O să iau cu telefonul în gură, dău. Chiar i-am futut un telefon în... gură. Să fiu sincer, nu mă așteptam să-l taie, dar mă așteptam să-l sufoce. Sunt curios ce dracu ascultă. Ascultă fix pe scăruși. Poți să-i dau servieta în gură? Bă, la servieta știu că era o dată posibilă. Cred că era în partea întâi. Dar cred că am timp în video ăsta să termin și că văd că are doar 10. Spune că vine Dumnezeu și îl fute în cur. Isus. Bă, are muzica din Tom și Jerry, mă jur de nare. Și acum suge. Tocmai dă laba. Isus tocmai a dat laba, sau Dumnezeu, sau cine o fi ăla. Dar practic a făcut frumos pe jos. Dacă vreți să vă pictați, să vă faceți frumoasă camera, casa, și aveți nevoie de roșu, pur și simplu luați și voi, cum mai aveți voi prin casă, vreun tată, vreun mamă, ceva, și îi puneți să facă combustie internă și pșt, pe ziduri direct, cleaner. Și am încercat-o pasta, am încercat-o, aici aparent nu mai văd nimic, aici, asta am făcut-o prima și cea mai invizibilă dintre toate, deci Daragiu a făcut-o pe cea mai invizibilă, prima. Aparent nu pot să-i bag niciun unicorn pe gât. Aparent pot să-i fut un pumn în gură și am două mâini sale, care vreau să-i o fut în gură, mai tipa asta că e mai aproape. Darth Vader. Rușine, n-a avut niciun sens, bă, nici măcar n-a fost forța. L-a tăiat imaginar copulă în cur. Și-a văzut că n-avea organe pe dinăuntru? Interesant. Poți să-i fut un pumn în gură ăsta? Nenea, stai pe loc să-ți dau... Te rog, trage-l pe dos, gen...
Nu așa. Prima care nu s-a chinuit să-l deseneze. Era și dacă gen îi băga mâna pe gât, îi ieșea pe cur și pe altă trăgea de cur în sus. Adică pe dinăuntru. Dar ce mai sadist decât ar trebui să fiu. Poate, poate nu-i ceva sănătos tocmai, dar e plăcut. O să-i arunc hârtie în gură. Am 8 din 10. Wow, pe bune, nici un unicorn aici. Rușine! E un unicorn acolo! Hai mă! Chiar e un unicorn! Ce? Eu nu cred. Mă jur de știam unde pizda măs e unicorn sau ce. L-am văzut pe zid. Am zis de unicorn. Deci nici eu nu m-aș crede. Am apăsat pe gunoi și dovară, am dat peste. Am apăsat pe gunoi și am zis de hârtie. Chiar credeam că aruncă gen, îi fute un gunoi în gură sau ceva. A scos unicornul din gunoi. Sunt un nu știu. Nu știu. Nu știu, ok? Nu am idee cum ghicesc chestiile astea și în jocurile trecute am ghicit niște chestii what the fuck. Dar aparent sunt un geniu. Dacă era tăiat în două în bapul ăla, l-a scanat, acum spune că e de pula. Era cancer instant. Deci a dat tumor de gradul 14. Cum explici asta, bro? Cum explici că șeful tău e făcut oase și carbonizat pe jos? Că nimeni nu te-ar crede că l-ai omorât așa, pentru că nu i-ai dat foc. Și dacă ar veni cineva să te întrebe la tine în birou, deschizi dulapul ăsta încurată și-l arzi. Ok, ăsta a fost Wake Your Boss 2, dar mai e și Wake Your Boss 1, aparent. Ăsta. Deci ăsta e primul. Deci aici iese un iepure din gunoi sau... Own this game with 27 ways on Andorii. Omul are 24 de chestii aici. Hai să facem rapid. Poți să-i fut șuturi în gură până nu mai vede o pulă. A fugit și tanti Ileana de la recepție. Nu care are sânge pe el. Ce dracu ai bătut până acum? Trage-l de... Era... Oh, nu știe să omoare oamenii ăsta. S-a plecat și mare cică. Îmi place că totul se întâmplă acolo, dar... Știți, mă jur, știți de ce se întâmplă chestia asta după zi și ăla care a făcut desenele și tot? Nu mai animează nimic în momentul ăsta, animează doar niște chestii. Gândiți dacă trebuie să animeze... Gândiți dacă trebuie să animeze toți pumnii ăia. Și acum doar se pune frumos pe scaunul ăsta tută muzică. Tași cu tata. Acum poate să... Poate să... No. Stai, am dat zidul sau am făcut crosa de golf în gură? Poate să-i fut crosa de golf în gură? Asta e tot? Mai fute-i! Îmi place că nu iese afară. Se bagă mai mult înăuntru. Acum vrea să iasă afară. Era așa dacă putea să ia crosa de golf. Se o bagi gen în spate, să-i scoată spinarea, știi? Adică gen sirea spinării se o... Să vadă că se mai mișcă cu ea. Nu știu dacă e normal că ăsta așa sadist? Nu știu dacă voi mă gândiți măcar la chestia asta, adică dacă v-ați gândit și voi împreună cu mine la chestia asta, îți părea că sunt eu normal. Poți să-i bași capul în aia, gen, flush pe la spate. Da, mă așteptam mai multă violență. Mă așteptam să iasă creier. Dar, aparent, nu e și creierul. Tu ce părere ai? Exact. Avem apa, cred că mai e disponibilă apa. Adică acum practic e același căcat, numai că nu mai are unicornul, aparent aici, și are unicorn. Poți să-i bag apa în gură? Aici ce faci? Cred că nu neacă până moare, sau gen. Dar bine că s-a întors cu față, cred, ok. Acum mai bagi. Îmi place asta, do. Vezi, ăsta e un mod frumos de a omorâ. Ce pula mai vrem? E super inteligent. Era mai inteligent dacă îl călca cu picioarele pe mâini, ca să nu poată să pună mâna. Dar aparent a fost destul de idiot ca nimic care să nu meargă cu mâna spre el, pentru că dacă mergea, n-avea... No way. Trebuie să învețe să o omoare mai bine, viitoare. Merge pe sus pe aici, gen. Apa am luat-o, asta am luat-o. No. Ce, să pice tavanul pe el, nu? No, wrong. Apa, să-i fut una în gură cu propriul lui Pix! Nene, a poftit. Dar de ce nu-l ghimbe la spate? Nu știu care-i față cu spatele. Era mai șmerna că lua creionul și îl băga în fiecare ochi în parte, scotea ochi și pe blega, îl băga pe unde o pe blega. Cred că ar trebui eu să mă ocup, dacă e careva pe acolo mega super programator. Bine, nu trebuie să fii mare căcat. Altul care se știe să că jocul ăsta în sine și îți dau niște idei sublime cum să omori oamenii mai frumos. Sau poți cauți pe net handicapați, sociopați, ca mine și după aia să-i intrei. Poți să-i fut sertarul de jos în gura cu oamenii. Spune că îi bași capul înăuntru și după aia îl închizi de 30 de ori. Nu, poți să bași capul înăuntru, te rog. I ask for synergy and you give me... What's that?
Bagă capul. File shouldn't be there. Bagă capul. You did it. Bagă capul. Bagă capul. Zici că e porn ăsta. În fine, bagă capul. That one's wrong too. How many of your files are wrong? Poți să bagi capul. This one's wrong. Ah, poți să vezi ceva. This one too. Bagă capul mai adânc. Împinge-l și după aia închide rapid. Plus! Așa vezi. Da, măcar asta a respectat-o. Deci asta e varianta de radio. În cazul în care nu stă bine lucrurile în dulap. Sertar. Înțelegeți voi. Nu trebuie să vă explic. Uite ce calm e. Da. Nu înțeleg de unde tot apare. Găina asta tot se bagă. Bine că nu intră și porcul. Sau elanul. Te rog, stai și mă. Ok. Omul ăsta are 24 de moduri. Ești nebunel la căpășor. 24. Păi! Dacă vreți să vedeți și următoarele părți, în caz că... Știți, adică în caz că vreți să vedeți, nu uitați să lați un like și căcaturi de astea de genul, adică, vă rog, înțelegeți. Trebuie să vă explic de fiecare dată, adică în fiecare video trebuie să vă explic. Like dacă vrei să primești și vă... Ce vrei să primești? Dacă vrei să primești găina asta pe gratis, sigur o vrei din aia care face genul. Și dacă vrei să te alături legiune, un subscribe și aia e, ești acolo. Și de fiecare dată când postezi o căcat, ești gata să te uiți la ea. Și da, dacă mai aveți jocuri de genul, orice joc, băgați-le în comentarii, le citesc și poate să le jucăm, poate e noroc. Poate. Te-ai gândit la asta? Îți spun comentariul la început, în caz că l-am ales pe al tău. Deci n-ai ce pierde, ok? N-ai ce pierde, ai numai de câștigat în viața asta. La 3 ca de obicei, Alpaca King out. One third of Americans work for less than. Chiar m-am mânecat. 1, 2, 3, apoi...